Salut și bine ai venit la Banii Mișcare, emisiunea de înțelepciune financiară cu sfaturi pentru oameni și business-uri inteligente. Alfabetizarea financiară redusă despre care am vorbit în episodul anterior generează costuri imense, cele mai mari fiind cauzate de toate deciziile financiare proaste pe care le luăm în viață, precum și oportunitățile pierdute. Astfel, debitorii ajung în insolvență, oamenii nu economisesc destul, investim necorespunzător pentru că nu avem o diversificare eficientă și societatea este polarizată. Deloc întâmplător, așa cum am văzut în episoadele anterioare, 90% din avuția poporului român este concentrată în imobiliare și depozite bancare, cea mai mare discrepanță din Europa între cei bogați și cei săraci. O analiză interesantă evidențiază legătura dintre gradul de alfabetizare financiară reprezentat pe axa OY verticală și nivelul de trai exprimat prin dimensiunea produsului intern brut pe cap de locuitor, ilustrat pe axa OX pe orizontală. Se ridică întrebarea dacă gradul alfabetizării financiare influențează nivelul de trai. Ei bine, pentru jumătate dintre cele mai bogate țări din lume, se confirmă o corelație pozitivă între cele două. Mai exact, creșterea alfabetizării financiare duce la un nivel de trai superior. În schimb, pentru cealaltă jumătate a țărilor sărace, respectiv acolo unde PIB-ul pe cap de locuitor este sub 12.000 de dolari, nu se observă o corelație între cele două. Ghiciți unde este România pe acest grafic. Cu un PIB pe cap de locuitor de aproximativ 12.000 de dolari, suntem exact la mijlocul națiunilor, între țările bogate și cele sărace. Ce înseamnă aceasta? Ei bine, privind către viitor, este clar că nu vom prospera și nu vom tinde către un nivel de trai mai bun dacă nu îmbunătățim semnificativ nivelul educației financiare. De aceea, sper că vei urmări emisiunea Banii Mișcare și vei aplica soluțiile care ți se potrivesc. În cele ce urmează, vorbim despre cele 10 principii esențiale pentru a prospera și cum se obține independența financiară mult dorită. Începem cu cea mai importantă întrebare legată de acest subiect. De ce bogații prosperă, iar săracii rămân săraci? Îmi pare rău dacă te voi dezamăgi, dar nu statul este vinovatul principal pentru că nu-i taxează mai mult pe cei bogați. Nici angajatorul, pentru că nu oferă salarii mai mari. Nu. Nu cred nici în teoria conspirației, conform căreia doar câțiva sunt cei care se pot îmbogăți și pot controla destinele lumii. Primul principiu pentru obținerea independenței financiare, prima regulă pentru prosperitate, se referă la ce facem cu banii. Gândiți-vă la acest principiu simplu. Cei săraci au venituri care acoperă doar cheltuielile zilnice. Cei din pătura de mijloc au venituri care le acoperă cheltuielile plus achiziția de pasive, precum o mașină sau casa în care locuiesc. În schimb, cei bogați au venituri pe care le folosesc pentru a acoperi cheltuielile, iar diferența, respectiv venitul rezidual, este folosită cu prioritate pentru investiții în active, care generează alte venituri, ce apoi sunt folosite pentru noi investiții de active și de-abia într-un final achiziția de pasive. Haideți să luăm fiecare categorie pe rând. Pentru cei din pătura cu venituri mici, singura sursă de venit este salariul lunar. În România, aproximativ o treime din populația adultă angajată câștigă salariul minim pe economie și încă o treime are venituri până la 3.000 de lei. Aparent, acest segment de 60% din populație este captiv pentru că veniturile lor de-abia acoperă cheltuielile de trai și întreaga lor existență financiară depinde de patron sau angajator. Oare pot ieși oamenii din această capcană? Cifrele de la Institutul Național de Statistică ne spun că există o posibilitate. Conform acestora, o familie medie din România alocă 34% din venituri lunare pentru hrană și 15% pentru hoteluri, restaurante, cafenele, băuturi alcoolice sau tutun. În schimb, doar 0,5% din bugetul lunar al familiei se duce pe educație și 0,3% către investiții. Acum, haideți să vedem ce se poate face cu acești bani. În țara noastră, în fiecare an, 2,2 milioane de tone de alimente ajung la gunoi, ceea ce înseamnă peste 6.000 de tone pe zi, România fiind a noua țară din Europa la acest capitol de risipă alimentară. Practic, din cauza acestei risipe alimentare, 16% din bugetul lunar al unei familii, respectiv 360 de lei pe lună, într-o familie cu doi adulți care câștigă salariul mediu pe economie, acești bani se duc pe apa sâmbetei. Dacă s-ar reduce încă un sfert din cheltuielile pentru hoteluri, restaurante, cafenele, băuturi și alcool, se mai pot economisi încă 250 de lei pe lună. Doar prin aceste metode, cei cu venituri sub medie
pot salva aproximativ 125 de euro pe lună. Dacă investim această sumă la o dobândă anuală de 8% compusă timp de 10 ani, se poate câștiga la finalul perioadei suma de 22.000 de euro. Dacă te întrebi deja unde poți investi banii pentru a obține un randament anual de 8%, nu-ți face griji. Îți promit că o să vorbim în săptămânile viitoare despre 10 de alternative. Până atunci, te provoc să reduci risipa alimentară la minimum și să economisești măcar un sfert din bugetul alocat distracțiilor, băuturilor alcoolice și tutunului. Iată că și cei cu venituri sub medie își pot câștiga pas cu pas independența financiară. În episodul următor o să vorbim despre diferența dintre cei bogați și cei din pătura de mijloc. Până atunci, nu uita, banii sunt întotdeauna în mișcare. Fii înțelept și fă-i să lucreze pentru tine, familia și afacerea ta.